Bună dimineața, dragilor! Astăzi, de ziua lui Nichita Stănescu, ne amintim de leoaică tânără iubirea, dar vorbim și despre lei și iubire, mai exact cum influențează ei relația de cuplu pentru că apar fricțiuni din cauza lor. Și am venit în cabinetul Mihaelei Sahleana Petroaie pentru a vorbi despre cum administrăm noi banii români și cine de fapt ar trebui să-i țină ca să ne meargă bine. Bună dimineața! Bună dimineața! Frumoasă temă și de mare interes și aș spune aproape oricând de actualitate. Nu avem o fixitate în a spune bărbatul trebuie să țină banii sau femeia trebuie să țină banii, pentru că fiecare vine din familia de origine cu o anumită educație financiară. Fiecare a învățat ceva, fie din familia de origine, fie ulterior în completare. Există bărbați care pot administra foarte bine resursele familiei, cum există și femei care pot administra foarte bine resursele familiei. Administrarea nu ține de sex, ține doar de experiență și de ceva viziune. Cum îi spunem bărbatului că ar trebui să fie banul la noi dacă el a dovedit că nu este un bun administrator? Prin istoricul demonstrat până în prezent. Cine a avut mai multe idei mai bune de a face ceva cu banii în manieră individuală, va face ceva mai mult cu banii și în varianta de cuplu. Este vorba de experiență și viziune. Sănătatea relației înseamnă și o sănătate a părții acesteia financiare. O relație sănătoasă de cuplu, o relație onestă, o relație unde lucrurile se discută foarte clar, înseamnă și o administrare bună, corectă și aș spune cu perspective frumoase pe termen mediu și lung, financiar vorbind, că despre aceasta vorbim. Ce facem cu cuplurile care vorbesc numai despre bani, au fost cumva cuprinse de probleme financiare, mai ales în ultimul an și relația s-a rezumat la administrarea finanțelor și a familiei? Aici aș face o demarcație între cupluri care au o relație sănătoasă și vorbesc și despre bani, cupluri care, aș spune, sunt extrem de strâmtorate financiar și sunt constrânse să vorbească despre bani, sau cupluri unde au avut un istoric bogat și au ajuns să vorbească doar despre bani. O relație sănătoasă nu înseamnă să vorbești doar despre bani și banii sau partea administrativă și copilul să fie singurele aspecte care te țin într-o relație. Adică sentimentele au murit de mult, sunt pe o câmpie neagră întunecată, nu le mai vezi și tot ce mai reușești să mai vezi sunt niște rate la bancă, niște datorii, niște facturi și undeva în depărtare eventual un copil sau școlile copilului în viitor, care și ele înseamnă finanțe, într-un fel sau altul. Revin la sănătatea relației. O relație înseamnă echilibru. O relație înseamnă că investițiile pot să apară în educația copilului, în educația ta, pentru că nu ți oprești educația după facultate sau după studii. Poate dacă ai făcut științe economice, vrei să mai faci un master, un doctorat, un MBA sau altceva. Sau orice altceva formă de cunoaștere înseamnă, evident, și bani. Aici putem avea discuții în cupluri unde unul dorește să investească în sine și înseamnă bani, educațional vorbind, iar celălalt consideră că niște achiziții materiale ar fi urgența. Evident, aici tot comunicarea și ordonarea după priorități este cea care ar face lumină. Vă mulțumim tare mult și pentru că tot vorbim de bani și știm cât de importanți sunt, ne uităm și la cursul leu-euro, dar ne uităm și în calendar, dragilor, pentru că astăzi este 31 martie și știți, astăzi vă puteți plăti impozitele cu acea bonificație de 10%, așadar puteți să intrați online sau să mergeți direct la ghișeu și să obțineți acea reducere de 10%. Cam acestea au fost informațiile pentru moment. Mulțumim tare mult, Adina. Bărbații din platou să repete după mine, dacă nu vor lumină, cum a spus doamna psiholog, și vor doar liniște. Cum zici tu, așa facem, draga mea. Deci, cum zici tu, așa facem.